Radio Tour. Astăzi mergem în nord-vestul României, în județul Bihor. Pornim din Oradea, un oraș vechi cu o arhitectură surprinzătoare. La numai 20 de kilometri de granița cu Ungaria, la o distanță relativ egală față de Viena, Praga sau București, orașul cu străduțe înguste, tipic medievale, poate fi o destinație romantică perfectă. Fără a impresiona prin mărime sau opulență, clădirile din Oradea s-au remarcat dintotdeauna prin frumusețea lor. De la Dumitru Nane și istoric am aflat că de secole municipiul Oradea a reprezentat un punct important de referință pentru zonă, fiind cel mai important centru cultural și comercial. În evul mediu, în cetatea orașului exista un observator astronomic, iar astronomii care lucrau acolo foloseau meridianul Oradei ca meridian zero. Rămâne monumentul reprezentativ pentru Oradea, pentru dezvoltarea istorică a orașului Oradea și în același timp pentru județ, pentru că o bună parte din istoria județului a gravitat în jurul acestui ansamblu, fie la începuturi, în primele secole de existență, mă refer la secolul XI, jumătatea secolului al XVI-lea, ca și centru spiritual, centru religios și în ultima perioadă și centru cultural renașentist, cât și în secolele următoare, spre zilele noastre, ca și importantă fortificație militară transilvaneană. În Oradea, Biserica cu Lună este un adevărat juvaier arhitectonic ridicat la 1784. Catedrala Adormirea Maicii Domnului, sau Biserica cu Lună, cum a fost denumită, are un turn care se înalță la 55 de metri deasupra solului. Mulți au fost cei care s-au minunat de o sferă cu diametru de 3 metri prinsă în clădire sub orologiul din turn. Aceasta este vopsită jumătate negru, jumătate auriu și reprezintă luna. Cu ajutorul unui mecanism unic în Europa, bila se rotește în funcție de mișcarea de rotație a lunii în jurul Pământului, redând cu o excepțională precizie prin rotirea sa toate fazele lunii. Tot în centrul orașului veți găsi frumoasele clădiri ale Teatrului de Stat Oradea și ale Filarmonicii. Aici seara se dau reprezentații care duc mai departe în timp tradiția culturală a vechii așezări. Muzica rămâne, bineînțeles, universală, în timp ce spectacolele de teatru sunt susținute în limbile română și maghiară. Adrian Dubere, șeful Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Bihor, spune că în județul Bihor se pot practica o multitudine de forme de turism și expune motivele pentru care turiștii nu ar trebui să ocolească această destinație. Este prielnic să vină la noi, în primul rând, pentru băile termale care le avem, pentru orașul care a reînflorit din punct de vedere arhitectonic și istoric, adică am refăcut clădirile istorice. Vizitatorii au ce să vadă, arhitectura Art Nouveau, ansamblu de biserici, multiculturalitatea. Avem catedrala, care este una dintre cele mai mari din Estul Europei, romano-catolică, excluzând Ungaria, cu firul canonicilor, fostul muzeu Țării Criștilor, care este palatul baroc, o clădire foarte frumoasă, Biserica cu Lună, care arată fazele lunii cu un mecanism foarte vechi, încă funcțional, care se poate și vizita. Pe urmă, destinațiile turistice în județ, precum satul de vacanță Vârtop, Stâna de Vale, zone sălbatice, cum ar fi podișul carstic de la Padiș, plus nenumăratele biserici de lemn. Ne continuăm călătoria în zona montană a județului Bihor. Speologul Viorel Lascu este și un întreprinzător care a început să restaureze case foarte vechi în munții Pădurea Craiului. Este un proiect cu referință directă la renașterea satului românesc și pleacă de la o pasiune comună a invitatului nostru și a finanțatorilor, speologia. În anii 80 exploram în zona Pădurii Craiului, în jurul Comunei Roșia, câteva mari peșteri, unele cunoscute, cum ar fi Ciuris Bucu pentru valoarea patrimoniului preistoric pe care îl deține, cele mai vechi urme de pas de om din România, și Ciurponorul, altă peștere care este o străpungere hidrologică de mari dimensiuni, are peste 20 de kilometri. Și aici ne-a impresionat, pe lângă peisajul deosebit, aceste rămășițe, să le zic așa, de case vechi, de 100-200 de ani, cu acoperișuri de paie, cu bârne, cu vatra de lut, cu băbura și cu cuptorul, și am zis că ar fi interesant să le dăm viață, să le facem prietenoase, în primul rând cu noi. Și de aici a plecat un proiect de renovare a acestor case, s-a bazat pe experiența pe care eu am dobândit-o în câțiva ani cât am lucrat în Alsacea, în Franța, la renovări de case vechi, și a prins contur cu o primă gospodărie, ca
care este renovată în spiritul originii casei tradiționale, care datează de circa 200 de ani, înconjurată de doi cireși care sunt la fel de bătrâni sau poate mai bătrân decât casa. Ideea este de a reface casa așa cum a fost ea în perioada ei de tinerețe, cu mobilierul, cu facilitățile și cu simplitatea ambientului, dar de a-l conforta fără să creeze un impact cu nevoile moderne de vețuire, apa respectiv, sistemul de încălzire, posibilitățile de gătit. Toate acestea sunt integrate în elemente vechi de mobilier. Și fiindcă se apropie sărbătorile de iarnă, nu ezitați să solicitați agențiilor de turism oferte pentru petrecerea Crăciunului și a Anului Nou în județul Bihor. În zona rurală există un adevărat spectacol al tradițiilor pe care nu trebuie să-l ratați în această perioadă a anului.